Din vechiul lucruri parlament. Lucruri nerezolvate, da, din parlament. Lucruri nerezolvate. Păi da, dacă dar nu e o problemă. Proaspăt unul nerezolvat e prețul la gaze. Prețul la gaze aparținea de urgență Parlamentului României. E vorba de securitate națională. Prețul la gaze. Îi vine iarna, am discutat și cu dânsul în pauză, Parlamentul României are puterea prin lege de urgență să se convoace azi și să spună prețul la barilul de petrol a scăzut de trei ori. Deci de mâine prețul la gaze ăsta, companiilor distribuitoare, ăsta e prețul, că așa vrem noi Parlamentul. Vreți bine? Dacă nu, dați cheile de la distribuție, că noi v-am vândut-o, luați banii și acasă. Nu, asta înseamnă naționalizare. Și este nu vi se posibil... pare cumva că Germania, nu. Dacă a naționalizat băncile, a plâns cineva? Americanii au naționalizat băncile, sistemul bancar? Silviu, ascultă-mă, n-am spus nu. Pentru că în Cehia s-a întâmplat exact chestia asta. Este posibil ca în această perioadă dificilă care urmează să se ajungă și la naționalizări. Este posibil. Constituția României permite naționalizările. Nu este vorba de un act nelegal sau neconstituțional. Corect. Să fim înțeleși. Este posibil să se ajungă acolo. Eu am vorbit atâtea ori despre Petrom. Dar o conotație foarte proastă. Foarte proastă. Dar în orice Constituție este un instrument. Petrom, când era al statului, mergea bine. N-a spus că mergea bine. Păi, atunci, de ce am spus că privatizarea s-a făcut prost. Asta știe toată lumea. Da. Trebuia privatizat, dar nu la o zecime din preț. Așa e. Nu cu cea mai mică redevență din urmă, din lume, și nu cu blocaj pe fiscalitate. Haideți să vedem sondajele de opinie, ce s-a constatat până acum, cum arată ele, ce ne așteaptă. PSD, PC, PNL, UDMR sau PDL, PSD, PC, UDMR sunt opțiunile pentru formarea unui viitor guvern. Cine va obține scorul cel mai mare la alegeri va fi oare în măsură să formeze majoritatea viitorului guvern? Dacă ne luăm după sondajele de opinie, în viitorul parlament vom avea 5 partide: PSD, PC, PDL, PNL, UDMR. Niciunul dintre acestea nu este creditat cu peste 50% din opțiuni pentru a forma singur executivul. Alianța PSD, PC ca și PDL ating procentul de 30%. Urmează PNL cu 20-21% și UDMR cu un scor de 5-6%. Înțelegerile se fac departe de ochii presei și chiar dacă liderii politici spun că nu au căzut la o înțelegere, soldații mai mici aruncă pe piață diverse zvonuri. Sever Voinescu, candidat PDL, vorbea de o posibilă alianță PNL-PDL și din tabăra liberalilor s-a lansat această idee. În fieful PSD, tăcere. Nu scapă o vorbă despre negocierile purtate, deși pe la colțuri se zvonește că ar merge împreună cu PNL și UDMR. Oricare ar fi varianta, viitorul guvern va avea nevoie de susținerea Parlamentului. Ne afectează criza financiară internațională, iar executivul trebuie să ia măsuri cât mai concrete și fără o susținere parlamentară majoritară, este greu de trecut peste această criză. Suspansul este la numirea premierului. Chiar dacă partidele s-au grăbit să-și nominalizeze viitorii șef de cabinet, se anunță o surpriză din partea președintelui Băsescu. Este posibil să nominalizez pe unul dintre cei trei, cum este foarte posibil să nu-l nominalizez pe niciunul dintre cei trei care s-au anunțat a fi viitori prim-ministri ai Guvernului României. Pentru că este o chestiune de responsabilitate pe care o voi analiza, am deja analizele mele care vor merge continuu în perioada campaniei, a spus președintele Traian Băsescu într-o emisiune televizată. Și cum Traian Băsescu este omul surprizelor, nu este exclus să arunce la guvern un personaj la care nimeni nu s-a gândit. Știi ce, domnule Brigoană, întrebarea se pune așa. Sigur că și președintele a spus că la un moment dat ar putea fi un guvern și de stânga și de dreapta, dar numai să facă treabă împreună. Întrebarea este, suntem noi, ne-a convins cineva că se poate lucra pentru țara asta, că se pot găsi idei bune, că sunt sectoare care au mare nevoie de idei, de viziune, de ce vreți dumneavoastră? Atâta timp cât partidele s-au făcut practic cu uși cu oțet, ele între ele, și s-a vorbit prea puțin pe idei. Cred că a fost, s-a făcut campanie. A fost o luptă electorală care nu are nicio legătură cu realitatea. Așa. Au fost mizerii care, eu n-am intrat în discuții, care nu se fac într-o campanie electorală, să te legi de familie, de copii, de alte lucruri care nu au nicio legătură. Eu cred că în campanie, am înțeles, ăsta e nivelul, de aici plecam. În campanie electorală trebuie să îți promovezi tu ideile tale, nu să-ți denigrezi adversarul. Și au fost niște partide care cu asta s-au ocupat, cu denigrarea adversarilor. E problema lor, cetățeanul cu ștapila. Candidați. Candidata și partide, nu? Că a fost o politică a unui partid, ca să fure sigla, să treaba lor, nu mă interesează. Nu, dar e problema mea, există purtător de cuvânt la partid. Dar cred că în vremurile de restricție pe care le traversăm în momentul de față, clasa politică trebuie să se unească, să găsească soluții.
de ieșire din criză. Pentru că noi discutăm de o criză așa care nu ne afecta foarte tare, că nu au venit facturile la umflate pe la tot felul de energii în luna decembrie, vine cu... mai avem porcul, dar luna februarie și martie va fi drastic, pentru că Spania a anunțat deja că o să trimită înspre casă la 50% din emigranți, din forța de muncă temporară, le-au anulat permisele de muncă, ei lucrau legal acolo, cu permise de muncă, nu toți cei care au plecat în Spania erau cetățeni spanioli. Ei se vor întoarce și atunci Guvernul României, împreună cu Parlamentul României, cu toate partidele politice, trebuie să găsească soluții de absorbție a forței de muncă. Pentru că nu putem să avem, și așa avem 11 milioane de asistați. Faptul că e dat o lună de zile un ajutor n-ai rezolvat nimic, că luna următoare vine iar să-i dea ajutorul. Și atunci trebuie să-i dai de muncă, să gândim programe naționale, guvernamentale de ocupare a forței de muncă. Și foarte simplu, pentru că în infrastructură e de lucru o grămadă.